Cu o epidemie de rujeolă și un val de viroze și gripă, angajările în spitalele de stat sunt oprite. Autoritățile locale au cerut în mai multe rânduri să fie deblocate aproape 7.000 de posturi. Și abia astăzi, în ședința de guvern, a fost ridicată problema medicilor rezidenți care nu au unde să lucreze. Cel care ar trebui să dea undă verde este ministrul finanțelor, aflat însă în concediu. Colega mea, Liliana Cură, are detalii. Bună seara, Liliana! Bună seara, Oana, bun găsit tuturor! Sunt probleme cu lipsa de personal în multe spitale din țară după ce autoritățile au decis încă de astă vară să blocheze angajările în sistemul de stat. De pildă, aici la Spitalul Gomoiu, unde ne aflăm în acest moment, angajații au cerut ca să fie închisă camera de gardă pe timpul nopții și în weekenduri, tocmai din cauza lipsei de personal. Este nevoie aici de 75 de asistente și de 25 de infirmiere. De altfel, conducerea unității sanitare a cerut în mai multe rând să fie deblocate posturile, însă de fiecare dată a fost refuzată. Așa cum spuneam, este nevoie de mult personal, sunt copii care vin în fiecare zi aici, chiar și peste 150 de copii care vin pentru îngrijiri medicale și nu doar în acest spital, în multe spitale din țară. Suntem în plin val de gripă și de viroze respiratorii, în plus suntem și în epidemie de rujeolă și cu toate acestea posturile sunt blocate. Volumul de muncă este foarte mare, iar medicii se așteaptă ca numărul pacienților să crească, mai ales că săptămâna viitoare se redeschid școlile. Ultima raportare a autorităților arată că într-o singură săptămână s-au înregistrat aproape 54.000 de cazuri de infecții respiratorii și aproape 3.300 de cazuri de gripă. Din păcate s-a înregistrat încă un deces și am ajuns astfel la 6 decese. Chiar în aceste momente aici, la camera de gardă a Spitalului Gomoiu, sunt mulți copii care așteaptă să fie văzuți de un medic. Așa cum spuneam, deși angajații au cerut să fie închisă camera de gardă pe timpul nopții și în weekend, a fost refuzată cererea lor tocmai pentru că suntem în plin val de infecții respiratorii. În ultimele trei săptămâni, la Spitalul Gomoiu din capitală, au fost diagnosticați doar cu gripă 500 de copii. Alții au venit cu viroze respiratorii sau rujeolă. Deși nu este un spital de urgență, sunt zile în care la camera de gardă vin peste 150 de pacienți. Încercăm să facem locuri în fiecare zi, însă destul de greu ducem fiecare gardă. E foarte greu să lucrez cu o singură asistentă în tură. E foarte greu de realizat nu doar tratamentele, dar și investigațiile pe care trebuie să le facem, atât în turele de zi, dar și în turele de noapte. La camera de gardă sunt doar 8 asistente. Personalul este epuizat. Am detașat personal din celelalte secții, în așa fel încât să putem face față acestui flux de pacienți. Oamenii muncesc în plus, muncesc ore suplimentare. Ca să aveți o idee, 2-3 ture în plus pentru o asistentă înseamnă că într-o lună ea muncește de fapt 5 săptămâni. Angajările în sistemul de stat au fost blocate vara trecută și pot fi deblocate doar prin memorandum, în care fiecare spital trebuie să spună de cât personal are nevoie. Pentru unitățile din subordinea Ministerului Sănătății, solicitarea va fi depusă de Alexandru Rafila. Pentru celelalte unități sanitare aflate în subordinea primăriilor sau consiliilor județene, cererea o face Ministerul Dezvoltării. Solicitările sunt trimise către Ministerul de Finanțe, care trebuie să dea bani. Mai multe cereri au fost depuse în lunile trecute, dar ministrul de finanțe nu le-a aprobat pe toate. Mii de posturi cerute de spitalele din subordinea autorităților locale nu au primit aviz, iar guvernul o ia de la capăt cu numărătoarea. Ministerul Sănătății și Ministerul Dezvoltării trebuie să actualizeze listele cu posturi vacante și să vină în guvern cu noi memorandum de scoatere la concurs a acestora. Rog de asemenea și Ministerul Finanțelor să coopereze pentru ca acest lucru să se întâmple rapid. În acest timp, peste 4.000 de tineri medici care și-au luat examenul de specialitate în toamnă riscă să rămână șomeri. Mulți colegi și-au depus actele pentru ajutorul de șomaj. Cât timp angajările la stat sunt blocate, nu vom putea lucra la spitalele de stat. Vom fi puși în situația de a alege între sistemul privat și a profesa într-o altă țară. Deblocarea angajărilor poate dura luni de zile, timp în care atât personalul medical cât și bolnavii vor avea de suferit, pentru că responsabilii par să nu înțeleagă cât de gravă este situația din spitale.